că tu ești frustrată, că tu nu ai, că tu nu ești. Ce crezi, mă, că se va schimba ceva? Nu se va schimba nimic. Dar dacă în mintea ta rulează că eu sunt minunată, eu am deja bani, eu am deja partenerul pe care mi-l doresc și să trăiești sentiment, dar atenție, să ruleze mintea ta ca și cum tu trăiești realitatea asta. Ce înseamnă să creezi niște rezultate? Efectiv, în fiecare zi să faci ceva pentru tine. Deci tu ai mâncat pizza și alaltăzi și acum nu știu cât și abia de astăzi ai făcut nu știu ce. Păi știi de ce ai făcut asta de astăzi? Pentru că știi că ne vedem astăzi. Și vezi mintea ta cum a rulat? Știu ce se întâmplă. Nu ai un de ce puternic. Pentru că tu, dacă ai ajuns la un prag, ca să poți să treci de pragul acesta, ai nevoie să-ți schimbi termostatul, fie financiar, fie pe kilograme, fie pe mindset. Și tu, dacă nu stabilești un obiectiv mai îndrăzneț, nu ai cum să treci peste lucrul ăsta și te întorci înapoi. Ce vreau să spun este că tuturor ne este greu să acționăm dacă în subconștientul nostru nu se schimbă filmul care rulează zi de zi. Deci în subconștientul nostru, în fiecare secundă, rulează un film. Și până nu ai curajul să schimbi filmul ăla, nu se schimbe nimic. Tu rulezi pe pilot automat în 3D. Adică nu mergi la nimereală în viață. Și nimereala în viață îți creează provocări. Să stăm noi cu noi cel puțin 15 secunde pe zi și să ne gândim cine vrem noi să devenim. Cum o să ne simțim noi când o să avem suma aia de bani în cont, când o să am o relație bună cu partenerul, când apare partenerul pe care mi-l doresc în viața mea? Cum o să mă simt eu când reușesc să slăbesc numărul de kilograme pe care ți-l dorești? Dar să stai în energia asta și efectiv să stai și să te bucuri. Deci tu ești tu, da? Și restul sunt restul. Deci odată ce tu știi că tu trebuie să fii fericită, iar ceilalți sunt fericiți pentru că eu sunt fericit sau fericită în cazul tău, lumea ta se schimbă. Rolul nostru este să fim fericiți și să-i molipsim pe ceilalți să fie fericiți. Eu nu sunt suficient de bună să fac aia, eu nu sunt suficient de bună. Păi dacă totul începe cu tine, omule, că părinții mei sunt bolnavi, păi treaba lor că sunt bolnavi. Nu-i treaba ta că s-au îmbolnăvit ei. Ei nu s-au îmbolnăvit pentru că erau fericiți, ei s-au îmbolnăvit pentru că erau frustrați și ți-au transmis și ți-au dat tot felul de traume. Marian, dar nu pot să gândesc așa. Păi nu, gândești tu să te îmbolnăvești tu, e simplu. Dar totul începe cu fericirea ta. Poate suna egoist, dar nu este egoist, credeți-mă pe cuvânt. Pentru că lipsa asta de iubire față de noi ne face pe noi să nu ne simțim suficienți. Și când nu te simți suficient tu cu tine, ai o viață de rahat. Nu-ți place viața ta. Poți să ai toți banii din lume. Poți să ai partenerul ideal, că nu-ți mai place nimic. Dar când totul începe cu tine, nu contează kilogramele tale, nu contează banii din contul bancar, nu contează profesia pe care o ai. Pentru că totul se aranjează în viața ta. Pa, 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 pa. Și nu mai e nimic magie. Marian, dar trebuie să fac vreo magie, ceva, dar Marian, dar mie nu iese. Păi îți iese, dar dacă tu începi cu tine nimic, cum să-ți iasă? La început te vei simți aiurea, pentru că zici, nu, dar ce o să creadă ceilalți despre mine? Nu te interesează. Oamenii oricum vor judeca. Oamenii oricum vă vor judeca, orice ați face vă vor judeca. Dar ce este important de reținut este cum te simți tu față de tine. Deci Dumnezeu ne-a dat conștiința, că dacă mergem puțin mai departe, o să vedeți că totul are legături științifice. Ce se promovează pe la biserici și la asta e altă chestie. E manipulare masă pentru oamenii inculți, oamenii mediocri. Dar noi care suntem aici, suntem peste media asta. Dar ne considerăm peste media asta că avem mai multe informații. În momentul în care tu ești de la egal la egal cu tine, încerci să înțelegi că peste mine este doar divinitatea, cea care mi-a dat conștiința. Iar eu dacă sunt prezent în viața mea și sunt fericit și creez abundență în viața mea, eu mă conectez cu sursa. Și sursa îmi dă tot ce am eu nevoie. Carieră, partener, bani, cu sănătate, greutatea pe care mi-o doresc, atitudine și tot ce ai nevoie. Ok? Așa, după care mi-ai zis de zona asta de perfecționism. Dacă ești perfecționistă, că tu ești ca la școală, că vrei 10. Noi nu dăm note aici. Rolul nostru nu este să dăm note. Rolul nostru este să vă susținem. Suntem conștienți că în 4 săptămâni poți să ai rezultate mai mici sau mai mari, depinde de provocările pe care le ai. Dar depinde de fiecare dintre voi cum evoluați. Dar dacă tu ești prea perfecționistă și a... De fapt, știi ce înseamnă perfecționismul ăsta? Apropo de asta? Nevoia de validare. Și tu trăiești cu impresia că dacă nu faci perfect nimic, dacă nu faci perfect ceea ce ți-ai propus, adică să slăbești nu știu câte kilograme și etc., noi nu o să te validăm pe tine. Și tu ai nevoie de validare. Și nu numai tu, noi toți avem nevoie de validare. Voi când veniți la noi și ne spuneți, Maria, Raluca, băi, am reușit să slăbim, ne-ați validat programul. Și voi, la rândul vostru, aveți nevoie de validare din partea noastră. Dar validarea aceasta nu este să te aștepți să te validăm sau să te aștepți să te certăm. Validarea înseamnă să știi că tu faci tot ce ține de tine ca să devii o mai bună variantă a ta. Pentru că kilogramele se vor diminua. Celulită, dacă ai celulită sau piele lăsată. Deci, evită să mai fii perfecționistă. Cum faci lucrul ăsta? Validează-te singura.
Cum faci asta, cum vă fac eu dimineața mereu? Aplauze pentru tine. Ai făcut ceva, te aplauzi. Te urci pe cântare, vii 0,5 kg, te aplauzi. Bravo, Simona. Felicitări, ești tare. Adică validându-te tu pe tine, nu mai ai pretenția să te valideze nimeni din viața ta.